Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Gunoaiele aruncate la întâmplare sufocă apele și localitățile, iar poluarea a devenit deja un fenomen nociv ce s-a extins la nivel național. Cele mai periculoase deșeuri sunt cele din plastic, pe care oamenii le aruncă necontrolat peste tot. Primăria Voila a organizat o acțiune de ecologizare și face încă o dată un apel către populație să colecteze deșeurile din plastic și să nu le mai arunce pe unde apucă. Străzile Salcâmului și Hurezului din Făgăraș vor fi racordate la rețeaua de canalizare, investiție ce se extinde pe o lungime totală de peste 2 km. Devizele proiectelor de investiții s-au modificat conform legii, astfel că odată cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici, municipalitatea poate da undă verde începerii lucrărilor. Bikeathon, Țara Făgărașului, cel mai mare concurs caritabil de biciclete din județul Brașov, a stabilit nu numai un record de participanți, ci și de susținători care au ales să contribuie financiar în acest an pentru susținerea proiectelor. Suma strânsă până acum pentru ca acestea să poată prinde viață este de aproape 2 milioane de lei, obținută din sponsorizări și donații. Nu numai orașele sunt pline de gunoaiele aruncate pe străzi, parcuri sau în cursurile de apă, de oamenii certați cu civilizația. Și în mediul rural, primarii se luptă cu sătenii care în plină zi golesc saci plini cu peturi sau alte mizerii peste tot. Recent, la Voila, primăria a organizat o acțiune de ecologizare în preajma unor cursuri de apă. Deseori, susține primarul Gheorghe Osalciuc, a atras atenția cetățenilor comunei să nu mai arunce pe unde apucă gunoaiele care poluează malurile apelor sau terenurile de la marginea satelor. Avem o activitate de ecologizare cu tractorul din dotare cu remorca și facem ce am făcut de atâtea ori. Problema e, eu în toate ședințele am încercat să conștientizez oamenii să nu mai arunce plastice, pentru că prin serviciul de salubrizare noi avem o zi pe săptămână, o zi la două săptămâni în care putem să adunăm plasticile și chiar dacă nu vrea să le dea, mai bine să le dea foc în gospodărie undeva unde să nu provoace incendii decât să le arunce. Dar vedeți că din păcate toți spun da și nivelul de cultură lasă de dorit. Printr-un parteneriat comun cu Lisa și Recea, comuna Voila a rezolvat colectarea gunoiului menajer de la populație. Astfel, cele trei comune s-au asociat și și-au creat propria societate de salubritate și printr-un proiect finanțat cu fonduri europene s-au achiziționat o mașină de gunoi, trei tractoare cu remorcă și containere. Trei comune, în urmă cu 5 ani, 6, s-au asociat și au accesat fonduri europene pentru o mașină de transport gunoi, trei tractoare, trei remorci și containere. Societatea asta se numește Relivo, Recea Lisa Voila, Relivo, cu sediu la Recea. Și prin contract de colaborare se procedează la strânsul gunoaielor. Cu toate că sistemul pare că funcționează și oamenii plătesc 8 lei pe lună metrul cub de gunoi menajer colectat de firma specializată, există totuși persoane certate cu bunul simț care infestează solul și apa cu resturi din plastic sau rezultate din construcții. Pentru combaterea poluării, primăria din Voila este decisă să apeleze la ajutorul polițiștilor pentru a-i depista pe cei care încalcă legea. Locuitorii de pe strada Salcâmului vor avea sistem de canalizare, de asemenea și cei de pe șoseaua Hurezului. Anunțul a fost făcut după ce aleșii urbei au aprobat proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici privind extinderea canalizării în municipiul Făgăraș. Odată cu actualizarea acestora conform legii, lucrările pot începe, susține conducerea orașului. Toate modificările legislative, noi trebuie să modificăm toate devizele proiectelor, să le actualizăm, mai ales cele care sunt finanțate cu fonduri europene. Primim solicitări
în timpul evaluării proiectelor de modificare a tuturor devizelor, conform ordonanței 114, instrucțiunilor ANAP. Astăzi am modificat și actualizat indicatorii proiectului rețelei de canalizare pe șosea Orezului și strada Salcâmului. Am primit toate avizele, suntem în faza finală de a începe investiția. Lucrările constau în realizarea rețelei de canalizare menajeră pe șoseaua Hurezului și pe strada Salcâmului, lucrări în lungime totală de aproape 2,5 km din conducte PVC. De asemenea, sunt prevăzute 57 de cămine de vizitare din beton prefabricat, iar pe traseul conductei se vor amplasa două stații de pompare ape uzate. Durata de realizare a investiției este de 12 luni, iar valoarea totală a lucrărilor se cifrează la suma de peste 4 milioane de lei. Bikeathon Țara Făgărașului, cel mai mare concurs caritabil de biciclete din județul Brașov, a stabilit un nou record de participanți. 994 de bicicliști, cu 234 mai mulți față de anul trecut, au pedalat la cea de-a șasea ediție a competiției pentru cele 14 proiecte înscrise pe platforma de strângere de fonduri implementată de Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Suma strânsă până acum pentru ca proiectele să prindă viață este de 197.771,27 de lei, obținută din sponsorizări și donații, potrivit reprezentanților fundației. Anul acesta au dorit să contribuie financiar la Bikeathon 559 de susținători, însă lista rămâne deschisă până la sfârșitul lunii, adică până în 30 iunie, când donatorii mai pot consulta cele 14 cauze și pot dona pentru ca acestea să poată fi implementate. Concurenții care au pedalat la una din cele 8 curse pregătite de organizatori au venit din toată țara, de la Baia Mare, Bistrița, Brașov, Codlea, Breaza până la București, Câmpul Lung și apoi din Cluj, Deva, Feldioara, Galați, Gheorghien, Ghimbav, Hărman, Hoghiz, Ilfov, Moeciu, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc. Au participat însă și români și prieteni de-ai lor din Statele Unite ale Americii, din Germania și din Franța.